realizare să înjur țara. Dane, tu m-ai înjurat pe mine un 4.000 înceat acum 600. Să moară nepotul meu, dănuțul meu. Dacă eu te-am înjurat pe tine, frățioare, de morți, de familie, pardon, stai puțin, de copii, dacă eu te-am înjurat să moară mie mama și nepotul meu, știu, tu m-ai înjurat pe mine. Copii. Costele, Costele, eu știu că n-ai înjurat păi de copii tu. Ascultă-mă, și uite dacă, tot... dacă tu nu m-ai înjurat de copii, da? Eu de-aia n-am dușmănie pe tine. Să fii sănătos, eu te iubesc, să-ți trească familia ta, eu iubesc pe toată lumea. Ai înțeles? Focul meu e că băiatul ăsta m-a înjurat de copii pe mine, fără să-i fac nimic, pe motiv că eu nu-i dau importanță, că îmi scrie mereu. Și tot nu închide subiectul cu mine. Tot continuă la adresa mea. Să termine frate, să-și vadă de treaba lui, să vorbească cu cine îi permite să înjure de copii, de familie și așa mai departe. Ai înțeles? Bine, bă, Alexe, dar eu cum rămân? Ăsta, Dane, să-ți trăiască copiii tăi și iubești tu, sunt și eu, Costeluș. M-am chinuit să fiu șmecher. Auzi? Bă, păi n-am cum să rămân frate cu tine, că a văzut o țară întreagă că mi-ai luat morții și familia în pulă și orgoliul meu e cât casa poporului. Cum facem să te pup la pulă? Păi tu m-ai înjurat primul. Eu am râs de tine, pupate-aș la pulă. Eu nu te-am înjurat de familie, nu te-am înjurat de copii. Stă urât în fața la toți șmecherii față de Costeluș al tău, dacă mă respect și mă iubești. Ascultă, să nu spui, bă, îmi cer scuze la familia lui Costeluș și la morți, că l-am înjurat și atâta. Că eu nu am cum să-mi cer scuze. Ok, și față de familia mea, dacă eu mi-aș cere scuze, față de familia mea, cine îți cere scuze? Păi ți-am înjurat eu familia, pupate-aș la pulă. Da, să moară familia mea dacă nu mi-ai înjurat, normal. Afară de copii, bucață și pula ta, am zis. Nu copii, n-ai înjurat copiii, ai zis familia. Ai zis băgame, scutare, în familie. Față de familia mea, cine cere scuze? Da, ai dreptate, dănuțule. Atunci lasă așa, frate meu, când ne întâlnim, când vrea pula ta să ne întâlnim, poate vrea Dumnezeu să ne întâlnim, poate nu vrea, dar eu zic că vrea Dumnezeu să ne întâlnim. Rămânem în belea cum vrei tu, pupate-aș la pulă. Cum, da? Cum vrei tu? Bă, eu te apreciez că nu vrei belea cu mine, că nu vrea mult șmecher belea cu mine și n-ai vrea nici tu că ai ajuns prea sus ca să vrei belea, frate, să dai de-o belea cu mine. Frate, Costele, frate, ia fii atent, să-ți trăiască familia ta. Eu nu vreau belea nu cu tine, eu nu vreau belea nici cu copiii de 10 ani. Pentru că...